piețele de frontieră. Sunt țări în curs de sunt specifice țărilor în curs de dezvoltare, dar cu piețe de capital mai mici decât piețele emergente. Noi avem o piață de frontieră. Investitorii în țările de frontieră au active în valoare de 80 de miliarde de dolari. Investitorii în piețele emergente au active în valoare de 1.500-1.600 de miliarde de dolari, deci undeva la 20 de ori mai mare. Deci am putea atrage mult mai mulți bani de pe piețele financiare. Pentru că sunt pasionat de tenis, aș compara cu premiile pe care le regăsim la anumite turnee de tenis. Un turneu Challenger are premii de câteva mii de dolari, un turneu de mare șlem are premii de câteva zeci de milioane de dolari. Orice jucător de tenis cred că își dorește să fie pe tablou principal. Cine nu vrea? Păi la nivel declarativ toată lumea vrea. În schimb, ca să ajungem la statutul de piață emergentă, avem nevoie de fapte. Iar, așa cum spuneam mai devreme, principalul lucru care ne-ar putea aduce acolo ar fi listarea celei mai valoroase companii din România, celui mai valoros activ din portofoliul fondului proprietatea, Hidroelectrica.